Astăzi, 24 februarie, se serbează dragobetele. Cu ocazia acestei sărbători, elevii claselor a 10-a și a 11-a au amplasat o cutie unde fiecare elev poate să transmită un bilețel anonim persoanei îndrăgite. Haideți să întrebăm elevii Liceului Teoretic Constantin Stere ce cred despre dragobete. Defini dragostea. Aș defini-o prin faptul că este un sentiment profund față de o persoană anumită. Dragoste pentru mine înseamnă când două persoane se iubesc cu adevărat. Un sentiment plăcut, cred eu. Pentru mine dragostea înseamnă să fii alături de cei dragi și să iubești cât de mult poți. Aș defini dragostea ca un sentiment dintre două persoane. Dragostea pentru mine înseamnă un lucru foarte important în viață. Dacă dragostea ar avea culoare, care ar fi aceasta? Nu cred că dragostea neapărat trebuie să aibă o culoare. Pentru mine ar fi roșu și roz. Pentru mine ar fi roșu și negru. De ce? Pentru că îmi place foarte tare culoarea neagră. Desigur că roșu, simbolul. Și de ce? Pentru că este simbolul dragostei. Roșie. De ce crezi așa? Pentru că conține culoarea a inimii. Roșu, fiindcă este culoarea pasiunii. Valentine's Day sau dragobete? Cred că totuși dragobete. De ce? Fiindcă noi românii, moldovenii, apreciem și atragem atenția mult mai mare acestei sărbători decât de 14 februarie. Aș spune că dragobetele, fiindcă este o sărbătoare a noastră, a moldovenilor și a românilor. Nu cred că trebuie să aleg una din ele, fiindcă poți în fiecare zi să-ți demonstrezi sentimentele pentru persoanele dragi. Ai scris cuiva bilețel de dragoste deja? Încă nu. Dar urmează? Da. Și cui ai dori să-l scrii? La un băiat. Ai scris deja o scrisoare de dragoste cuiva? Da. Și cui, dacă nu este secret? Asta o las în secret. Îți place de cineva? Da. I-ai scris deja un bilețel de dragoste sau încă nu? Încă nu. Dar urmează să-i scrii. Va da. Ați scris deja bilețele de dragoste cuiva? Încă nu. Nu, pentru că suntem prea micuțe. A few moments later.